În supermarketurile românești din Spania, rafturile sunt pline, iar clienții cumpără cu boxurile. Printre români au întâlnit și spanioli care, odată cu criza de alimente, au descoperit produsele noastre tradiționale. Abastecimiento en Benacá como Consum Mercado, que es donde va la gente habitual, es una buena opción venir aquí. Aparte tiene muchos productos de la misma igual calidad, el precio está bastante bien. Dacă înainte clienții veneau pentru produsele tradiționale românești, cum ar fi salamurile, cremvuștii noștri, lactatele, brânzeturile, acum au ajuns să cumpere tot strictul necesar pentru locuință. Există însă și unele produse care s-au epuizat în doar câteva zile și nu se știe când vor reveni la raft. Singurul produs care a dispărut și din multe magazine românești din Spania este uleiul de floarea soarelui. În locul lui se află acum apa minerală. Românii își fac acum stocuri de făină de grâu și mălai. Și asta pentru că unele magazine au raționalizat deja vânzarea făinei. Aici, de exemplu, mălaiul, care noi îl cumpărăm, care ne place foarte mult, mămăliga, îl găsim în magazinul ăsta și în alte magazine nu. De exemplu, făina de grâu. La fel. Aici am găsit cât dorim noi. Și românii din Spania, care au firme de transport, spun că au fost nevoiți să tragă pe dreapta de teama acțiunilor violente ale celor aflați în grevă. Eu am avut camioanele oprite exact în primele zile de grevă, dar săptămâna asta a trebuit să le dau. Nu pot să stau cu ele oprite. Dar am încercat să iau curse pe aici, în împrejurim. În primul rând este pericolul șoferilor, că pot păsi ceva și după aceea au groază de bancă dacă îți fac toate cauciucurile de la camion și de la remorcă, 12 cauciucuri. În timp ce pierderile din industria agroalimentară spaniolă provocate de greva transportatorilor se apropie de 2 miliarde de euro, magazinele românești au avut de câștigat.